din nou. Ce te gătești? Așa cum v-am spus la începutul emisiunii, ciocolatina. Însă am să prepar destul de multă ca să-i opresc și Flaviei, astfel încât prăjitura mea cât loc e aici. Este delicioasă până și ciocolata neatinsă. Neatinsă, nu lipsește. Nu lipsește niciun cubuleț, dar să știi că mi-e dor să lipsească cât un cubuleț așa. Știi cum este? E rău fără rău, dar mai rău e fără rău. Dacă e dor, așa, și din da, este Bobby, da. Ok, ca și ingrediente, în primul rând am nevoie de două tipuri de ciocolată. Amăruie și ciocolată cu lapte. Ciocolata cu lapte va intra în compoziția pentru prăjitură, iar cea amăruie pentru glazură. Imediat vă spun cum le asociez. Ca și ingrediente pentru bază, mai am nevoie de unt pe care îl topesc. Mare atenție atunci când topiți untul, în momentul când se încinge vasul sau dacă doriți la bain-marie. Untul trebuie să fie cald, dar nu fierbinte. Amestecat cu biscuiți digestivi, aceștia, bineînțeles, sfărmați foarte, 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 foarte mic. Adică, la circa 300 de grame de biscuiți digestivi, adăugați 110-120 de grame de unt topit. Asta pentru baza unui cerc cu diagonala de 28 de centimetri. Cercul nu are diagonală, Vlăduț, diametru, scuză-mă. Așa. Diametru de 28 de centimetri. Dacă doriți baza să fie mai groasă un pic, atunci puteți dubla sau, știu eu, adăuga 10-20% la această compoziție, respectând, bineînțeles, proporțiile. Pentru umplutura am nevoie de brânză proaspătă, tartinabilă, dar și de mascarpone în cantități egale. Ciocolata, de asemenea, tot în cantități egale, respectiv 300 de grame de ciocolată, 300 de grame 200, de... Dacă mai mănânci din cuburile de ciocolată, puberul, iau eu camera, filmez eu și tu vei face prăjitura. Pentru că astea nu stau să le pun pe cântar fiecare în parte să văd cât lipsește. Că, de exemplu, de aici am lipsesc poate 5 grame de ciocolată. Și de care nu le-ai cântărite pe astea? Ca să nu lipsească. Să fie egal. Da. În cantități egale, pentru forma respectivă, 300 de grame de ciocolată cu lapte, 300 de grame de 150 de grame de mascarpone și 150 de grame din brânză, da, asta e chiar și murdar de zahăr. Nu contează. Mi-am caramelizat nucile pecan, le-am lăsat să se răcească, urmează să le sfărâm foarte, foarte fin, pentru că acestea se vor răsfăta pe glazura din ciocolată amăruie. Mai am și un ingredient mai special. Care? Din damigiana de acasă. Ce? Sunt vișine din vișinate, bineînțeles, desâmburite. Acestea trebuie să le păzesc cu... Și unde ai ținut damigiana? O să o masă în bucătărie. Acestea le-am aromatizat cu puțin rom, după care le las un pic să mai tragă din aroma aceasta specială a romului și vor ateriza în compoziția de ciocolată cu lapte. Cam atât vreau să vă